A curs multă băutură în această seară. Petrecerea nu este una wow, super reușită, dar am văzut că s-a adus shot după shot pe ringul de dans. Mai exact, Valentina a tot venit de mai multe ori cu o tavă plină de shoturi. Le-a consumat cu Laura și cu Cristina mai ales. Am văzut că a servit-o și pe Adriana, însă aceasta la un moment dat am văzut că îl refuza. Iar mai devreme în bucătăria băieților am văzut acolo pe masă o mulțime de sticle de vin pe care rând pe rând le-au tot desfăcut concurenții și și-au tot turnat în pahare. Asta încă chiar de la începutul petrecerii. Așadar, o petrecere cu multă băutură din câte se vede. Nu știu de unde atâta băutură pentru că din câte mi-amintesc, nu mai era voie parcă la petreceri cu băuturi tari. Nu știu de unde au aceste shoturi și din ce le-au făcut, dar se pare că au destul de multă băutură și vin, v-am zis, deci chiar aveau multe butelii acolo pe masă.